Ce trebuie să cunoască un cumpărător atunci când pășește pragul unui magazin și cum să procedeze în cazul în care a fost înșelat? Sunt cele mai frecvente întrebări adresate de către cumpărători Asociației Obștești Protecția Drepturilor Consumatorilor. Astăzi, membrii asociației au efectuat verificări aleatorii în câteva magazine din capitală și au stat de vorbă cu mai mulți cumpărători oferindu-le sfaturi. La ce ar trebui să atragă atenția fiecare cumpărător imediat ce a pășit pragul magazinului? Mai întâi de toate, la etichete și prețuri. Lipsa acestora constituie o încălcare directă a drepturilor consumatorilor. Первое, на что стоит обратить внимание из нарушений, это ценники. Так правильно, так неправильно. Вы должны видеть цену, не находясь вблизи товара. На видном месте должно быть наименование магазина, книга жалоб, приложение и телефон организации по защите прав потребителей. Я их не вижу. Dacă informațiile lipsesc, iar datele de contact ale Autorității pentru Protecția Consumatorilor nu sunt la vedere, atunci puteți contacta autoritățile. În punctul 12 al articolului 20 din legea privind protecția consumatorilor se spune: vânzătorul, prestatorul sunt obligați să afișeze la vedere adresa și numărul de telefon al autorității abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor, informația privind termenul de garanție a produselor, serviciilor oferite, precum și informația despre obligativitatea prezenței bonului de casă sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea reclamației. Ce se întâmplă de multe ori în realitate la o simplă răsfoire a cărții de consemnațiuni a unui magazin din capitală? Ужасное и хамское отношение. 23 мая 2020 года. По данным жалоб, должны были прийти проверить и acte, nicio magazin nu proveream. Petru Guțul spune că în acest caz sunt reclamații încă din anul 2020, iar până acum consumatorii care au notat reclamațiile aici nu au primit niciun răspuns. Кто проверяет, должен написать такого числа, такого году был проверен книга жалоб приложений и приняты меры. К сожалению, государство отказывается исполнять свой служебный долг. Это Министерство экономики обязано это делать. O altă situație într-un magazin ales aleator care vinde carne și produse din carne. Documentele sunt la vedere, iar fiecare reclamație a fost urmată de un răspuns oferit în timp util. Pentru că se comercializează produse din carne, temperatura de păstrare nu trebuie să depășească 3 grade. Gradația din termometru indică o valoare conformă și termenul de valabilitate al produsului nu este depășit. Вот сегодняшний кролик Епуре. Вот оно. Да. Так 14.03. Так им костится 9. Да. У нас ежедневно 2 раза в день получаем мясо. Astăzi, de ziua mondială a drepturilor consumatorilor, a fost organizată și o conferință de presă. Mai mulți cumpărători care au fost înșelați au povestit despre situațiile absurde în care s-au pomenit și despre contestațiile trimise în instanță. Unul din între consumatori a menționat că de câțiva ani primește facturi exagerat de mari pentru încălzire, pe care refuză să le plătească, deoarece în apartament este cald numai atunci când este cald și afară. Iar o locuitoare din sectorul Buicani susține că de 6 ani este obligată să plătească agentul termic, de care în realitate nu beneficiază. Petru Guțul susține că asociația pe care o conduce este nevoită să facă apel și la Parlamentul European, întrucât nu găsește sprijin din partea autorităților moldovenești. Правительство не реагирует. Нет ответа. Два месяца прошло. Нету. А люди жалуются уже 20 лет. Правительство не работает. Прокуратура нет. Суды нет. Президент Садов не отвечает на заявление. Все страдают, вся наша страна. Вот выбирали президента, а теперь пожинайте эти плоды. Responsabilii din cadrul serviciului de presă al președinției nu au răspuns la apelurile reporterilor noștri pentru a veni cu o reacție la acest subiect.